Maria și Ionel sunt un cuplu căsătorit de 5 ani și jumătate. Maria este o femeie harnică, activă, cu abilități extraordinare în ce privește îngrijirea casei, dar cu o puternică lipsă de răbdare. Problemele mici și neimportante în câteva fracțiuni de secunde ajung să devină catastrofale. Ionel, de altă parte, este un bărbat puternic. Este un bărbat devotat, calm, prea calm uneori, fiind condus astfel spre pasivitate, ignoranță și superficialitate. Deși cunoaște diferite probleme, preferă să se facă că plouă și le amână constant rezolvarea, chiar dacă îi stă în putință să le rezolve. După o zi de muncă foarte grea, Ionel ajunge acasă și în grabă își salută soția, în timp ce se îndreaptă spre canapeaua din living, ca să se întindă puțin. Maria vine către Ionel, să-l întrebe când va repara țarcul cățeilor, întrucât nu mai are aceeași stabilitate și se teme că într-o zi se va putea rupe și ar putea pune în pericol eventuali musafiri sau trecătorii de pe stradă. Așa cum a mai făcut o deja de câteva ori, Ionel, relaxat, răspunde că nu-i momentul să se ocupe de această problemă, ba mai mult s-a uitat el la garzelele trecute și încă se ține bine. Lasă că l repar săptămâna viitoare, spune Ionel. Nici n-apucă bine determinat ce are de spus că Maria sare în sus de pe scaun și într-o răbufnire începe o furtună de acuze și reproșuri. M-am săturat să-mi promiți că vei face ceea ce ți spun că trebuie făcut pe lângă casă și doar atât. Cuvintele tale nu cântăresc doi bani. Ești un puturos. Știi foarte bine cât de important este pentru mine să repar acel gard și ții nici măcar nu-ți pasă. Aceleași lucruri, același lucru mi l-ai spus și săptămâna trecută. Ușor timorat pentru că știa greșeala, Ionel răspunde, știu, ai dreptate, dar la câte am avut de făcut la muncă, am uitat. Uiți pentru că nu-ți pasă. Mă asculți, dar nu cum trebuie. Imediat ce terminăm discuția, parcă se șterge din memoria ta tot ce am discutat. Nu mai pot. Te rog să faci ceva în privința asta. Doar să-mi spui că vei face, nu mă ajută. Vreau să văd că o vei face. Poate dacă ai avea și tu răbdare, lucrurile ar sta diferit, zise Ionel pe un ton mai serios. Nu mai am putere să continuăm discuția. Poate când o să te calmez, o să am starea potrivită să stăm de vorbă. La scurt timp, după aceste cuvinte, Ionel părăsi încăperea, lăsând-o pe Maria în lacrimi, cu nervi întinși și cu inima grea, pentru că știa că revărsarea de răutate din inima ei nu a ajutat în nici într-un fel discuției cu soțul ei. Cine este cel greșit? Maria sau Ionel? Maria că a reacționat condusă de emoții într-un mod în care a rănit și a îndepărtat pe soțul ei? Sau Ionel care promite că face, zice că face, dar rămâne la nivel de vorbe. Și așa cum sunt sigur că toți ați anticipat, amândoi îți greșiți. Amândoi îți greșiți, pentru că niciunul nu a reacționat într-un mod în care să soluționeze problema. Și în dimineața asta am vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu ca să găsim soluții la cele două probleme. Pe de o parte, mânia și revărsarea asta de răutate, iar pe cealaltă parte, Ascultarea fără acțiune. Ascultarea fără a face că zicem ce zicem că facem. Și pentru asta vă invit să deschideți scripturile la Iacov, capitolul 1. Vom continua să citim de la versetul 19 până la finalul capitolului, unde vom descoperi că ambele probleme își au rezolvare în transformarea reală pe care Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să o producă în viețile noastre. Pentru că doar acea transformare ne va face să fim cu adevărat împlinitori ai cuvântului. Împlinitori atunci când vom fi tentați să fim mâniați. Împlinitori atunci când vom fi tentați doar să ascultăm fără să împlinim. Doar cuvântul lui Dumnezeu, cel care va lucra în viețile noastre. Haideți să citim, începând cu versetul 19. Să știți, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu ajută la îndeplinirea dreptății lui Dumnezeu. De aceea le pădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători care se înșală singuri, căci cine aude cuvântul și nu îl împlinește, seamănă cu un om care își privește chipul într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea de săvârșită care este legea libertății și va stărui în ea, nu ca un, ca un, ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în ceea ce face. Dacă cineva crede că este religios, dar nu-și ține în frâu limba, ci își înșală inima, religiozitatea unei astfel de om este zadarnică. Religiozitatea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este aceasta. Să-i cercetăm pe orfani și pe văduve în cazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amin. Amin. Ca să înțelegem textul de astăzi, avem nevoie să cunoaștem cât mai multe detalii cu privire la contextul perioadei în care Iacov scrie această epistolă. Așa că vom petrece următoarele momente încercând să ne punem în pielea evreilor din, anii, din apropierea anilor 60 cu mai bine de un secol înainte de a fi Iacov, de a scrie scrisoarea aceasta, generalul roman Pompei a traversat teritoriul iudeu confiscând uh, proprietățile uh, uh, țăranilor. Uh, apoi uh, Irod cel Mare a pus taxe foarte mari și cei mai mulți dintre ei au fost uh, sărăciți la propriu, au fost afectați foarte mult de lucrul ăsta. Când preoții aristocrați, cei care erau bogați, au început să rețină zecioala singurul venit al preoților mai săraci, tensiunile au început să escaladeze. Tensiunile economice și sociale din Palestina erau ținute sub control de mai multă vreme, dar în cele din urmă, tot la violență aveau să conducă. Urmărind pacea cu Roma prin mijloace politice, aristocrația din Ierusalim și-a atras ura din partea zeloților um, și altor elemente de rezistență care considerau că doar Dumnezeu trebuie să conducă țara. Zeloții erau niște grupări de oameni care doreau să uh, se opună prin acte de violență uh, pentru că modul în care se făceau lucrurile nu erau corecte, nu erau drepte. Diferite răbufn răbufniri de violență au culminat în cele din urmă în Revolta din anul 66, urmată de masacrarea preoților și a garnizoarei romane de pe uh, Muntele Templului. Și în anul 70, așa cum majoritatea știm, Ierusalimul a fost ocupat și Templul a fost distrus. Tensiunea asta dintre clasa săracă, cei săraci și cei bogați, creștea din ce în ce mai mult. Ostilitatea evreilor împotriva neamurilor și a celor care colaborau cu neamurile se accentua și dorința de răzbunare prin acte de violență prindea tot mai mult influență chiar și în rândul credincioșilor. Și într-un astfel de context apare scrierea lui Iacov. Și aceste informații sunt prețioase pentru că ne ajută să înțelegem că dacă erai un evreu în perioada respectivă, cel mai probabil erai sărac, erau șanse foarte mari să n-ai un loc de muncă, să lucrezi cu ziua, să stai prin piață, să, să speri că cineva te va lua cu ziua la muncă, să ai taxe de dat romanilor pe care nu știi cum le vei plăti, să ai familia acasă care trebuie hrănită, să nu știi dacă îți vei primi sau nu plata la final de muncă și să n-ai nicio putere măcar să schimbi ceva cu privire la asta. Și ideea unei revolte suna foarte bine, mai ales că ea promitea eliberare și judecată a supritorilor. Și în loc creștinii din perioada respectivă, unii dintre ei să se preocupe de maturizarea lor, de creșterea omului din lăuntru, multe din acțiunile credincioșilor aveau în vedere răspunsuri pe măsura nedreptății îndurate. Astfel, chemarea pe care Iacov o face în, versete, în versetele pe care tocmai le-am citit capătă tot mai mult sens. Parafrazându-l, am putea spune, deși contextul nedreptății în care vă găsiți este unul care vă îndeamnă mai degrabă la impulsivitate, la răzbunare, la răutate și mânie, totuși, fiți grabni la ascultare, încet la vorbire și zăbab la mânie, pentru că, deși în numele dreptății lui Dumnezeu vă mâniați, ea nu produce cu adevărat dreptatea lui Dumnezeu. Nu acesta este modul de operare al lui Dumnezeu. Nu asta înseamnă să împlinești dreptatea lui Dumnezeu. Vă amintiți de ucenicii Domnului sus. Ei au crezut că Mesia, trimisul lui Dumnezeu, va veni călare pe un cal, cu sabia în mână și va extermina dominația romană, cum? Prin violență și crimă. Dar nu asta a fost planul lui Dumnezeu. Nu asta a fost voia lui Dumnezeu. Tot astfel și Iacov, îi învață pe credincioși de atunci și pe noi astăzi că mânia, că răbufnirea din inimile noastre, chiar dacă este motivată de o nedreptate, nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Marți eram în trafic între Bulevardul Socola și Poatie și din cauza unui Opel care a ieșit prea mult, am fost nevoit să-l să ocole și am trecut pe banda 2 și apoi când se revin aș fi vrut să revin pe banda 1, dar n-am reușit pentru că mi-a ieșit un pieton pe trecerea de pieton din fața mea și a trebuit să frânez și am oprit fix între benzi. Nu trec două secunde și un alt șofer din dreapta, dintr-un Land Rover, începe să mă certe că de ce stau între benzi și blochez banda? Că de ce nu merg pe banda în doi și să las banda 1 liber ca să se poată duce și al mai departe? Motivat de nedreptatea care mi se făcea, am reacționat impulsiv, mânindu mă pe șoferul respectiv și înțelegând și văzând acea revărsare de reutate despre care Iacov spune. Vreau să corectez această nedreptate, să explic eu lui că nu are dreptate, că nu-i vina mea și că nu are de ce să reacționeze așa. Dacă vrea să se certe, ar trebui să se certe cu ăla din Opel. Mi-am zis eu în sinea mea. Ulterior, Analizând situația și discutând și cu mi-am dat seama cât de nepotrivită și păcătoasă a fost reacția mea. Că, din dreptatea pe care am considerat că o am și poate o avea, am acționat contrar scripturii. Iacov ne cheamă să ne analizăm bine atunci când suntem tentați să ne mâniem, să ne grăbim mai degrabă să ascultăm și să ne controlăm vorbirea. Să nu ne grăbim să aruncăm cuvinte fără să ascultăm toată povestea. În Proverbe 10 cu 19 citim În mulțimea de cuvinte fără de legea nu lipsește, dar cel ce își înfrânează buzele este înțelept. În mânie, vorbele nu sunt cântărite bine. Și o astfel de reacție nu are cum să lucreze neprihănirea la care Dumnezeu ne cheamă. Astfel că Iacov ne cheamă să dăm la o parte orice necurăție, orice revărsare de răutate și orice lucru de acest fel, pentru că ele nu sunt compatibile cu dreptatea lui Dumnezeu. Dacă vrem într-adevăr să îndeplinim dreptatea lui Dumnezeu, trebuie să primim cuvântul care este sădit în noi. În versetul 18 menționam și în predica precedentă faptul că Iacov argumentează constanța lui Dumnezeu în a oferi daruri bune. Și dovada este mântuirea pe care noi am primit-o. El menționează că mântuirea asta vine prin cuvântul adevărului prin evanghelie și acest cuvânt este sădit în inimile celor aleși și el naște din nou, aduce la viață. Acum Iacov amintește și spune sau continuă să argumenteze faptul că această evanghelie, aceeași evanghelie, același cuvânt tot el ne ajută și are putere ca să ne facă să le pădăm răutățile din, din noi orice necurăție, orice revărsare de răutate orice formă de mânie și ea ne învață să fim grabnici la ascultare și încet la vorbire. De ce? Pentru că primind cuvântul el lucrează la omul din lăuntru el transformă omul din lăuntru și dintr-un om plin de frustrări plin de mânie plin de rău le transformă într-un om în stare să răspundă după voia lui Dumnezeu, după dreptatea lui Dumnezeu, așa cum cuvântul ne învață că este, aducând salvare, aducând eliberare. Cuvântul lui Dumnezeu este suficient de puternic încât să ofere rezolvare chiar și nedreptății, dar nu în modul nostru lumesc, ci într-un mod în care să reflecte sfințenia lui Dumnezeu. Orice acțiune care dorește să oprească nedreptatea prin metode care contravin caracterul lui Dumnezeu, nu promovează dreptatea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă metoda prin care vrei să faci dreptate este în contradicție cu ceea ce ne învață Scriptura, nu te aștepta ca lucrul ăla să-i aducă plăcere lui Dumnezeu. Dacă vrei cu adevărat să contribui la îndeplinirea dreptății lui Dumnezeu, să fii unul din aceia care promovează perspectiva lui Dumnezeu, trebuie să primești Cuvântul. Ok, dar ce înseamnă această primire? De multe ori folosim terme. Hai să primim Cuvântul, hai să spunem Evanghelia. Dar nu reușim să. Ok, ce înseamnă să primim Cuvântul? Fiecare dintre noi avem diferite convingeri, avem diferite păreri privire la diferite subiecte. Și, în general, sunt formate pe baza unor experiențe sau poate unor cunoștințe pe care le-am acumulat în timp și convingerile astea pe care le avem ne influențează stilul de viață. De exemplu, dacă suntem convinși că pentru a avea o zi productivă de muncă avem nevoie de 8 ore de somn, vom face tot ce ne stăm în putință ca să avem acele ore de somn. Sau dacă ajungem la concluzia că un anumit serial sau vizionarea unui, unui film va produce relaxare în noi și noi ne dorim să ne relaxăm, ori de câte ori vrem să ne relaxăm, vom căuta să ne uităm la un film sau la un serial. Și problema este că de multe ori convingerile noastre sunt influențate de lumea păcătoasă în care suntem și de dorințele noastre păcătoase, despre care am discutat data trecută. Și când se întâmplă astfel, putem ajunge să avem convingeri care sunt contrare scripturii sau cel puțin distorsionate. Da? Și atunci când facem diferite acțiuni, ne simțim îndreptățiți să le facem. Tocmai pentru că așa credem că este bine, că așa trebuie să facem ca să avem rezultatele respective. E bine, să primim Cuvântul lui Dumnezeu presupune să acceptăm perspectiva lui Dumnezeu. Chiar dacă este contrară convingerilor noastre proprii. Termenul blând din propoziția și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, face referire la o atitudine de smerenie, de recunoaștere că Dumnezeu ne-a lăsat că Dumnezeu care ne-a lăsat cuvântul este mai înțelept decât noi. Dacă Scriptura ne învață că minciuna este rea, că întotdeauna este un păcat, atunci este rea chiar și atunci când Vrem să o facem cu motivații bune. Dacă Scriptura ne învață să folosim cu înțelepciune timpul pe care îl avem la dispoziție, acea relaxare trebuie să fie văzută prin lentila Scripturii, prin modul în care Scriptura ne învață că trebuie să ne relaxăm. Astfel, să primim Cuvântul înseamnă să credem că acel Cuvânt este tot ceea ce avem nevoie. Ca să izbutim în lipsurile și problemele pe care le întâmpinăm. Noi declarăm că Scriptura ne este suficientă. Dar atunci când convingerile noastre, alterate de lume, influențate de lume, au o voce mai puternică în viețile noastre decât Cuvântul lui Dumnezeu, nu facem decât să ne înșelăm singuri. Pentru că asta e o dovadă a faptului că nu primim Cuvântul, că noi știm mai bine, că noi suntem mai înțelepți decât Dumnezeu să primim cuvântul, presupune să fim înceți la vorbire și grabnici la ascultare, să fim mereu cu inima deschisă ca să ascultăm ceea ce Dumnezeu are să ne vorbească și să tratăm cu cea mai mare seriozitate atunci când ne punem timp să-L petrecem în cuvânt. Atunci când cuvântul Domnului este predicat înaintea noastră, atunci când studiem Scriptura, În timpul facultății am fost învățat că un aspect esențial în consilierea cuiva îl constituie ascultarea activă. Și mulți dintre noi, cei mai mulți probabil, ne considerăm că suntem ascultători, că suntem buni ascultători, că știm să ascultăm oameni. Dar dacă ne-am putea privi de undeva din exterior, văzându-ne cum anume stăm într-o discuție cu cineva, vom vedea că cel mai probabil ne înșelăm că nu prea știm să ascultăm. Pentru că ascultarea activă presupune să privești spre vorbitor, presupune să ai ambele urechi pregătite să asculte ceea ce îți spune, presupune să nu întrerup vorbitorul sau să vorbești peste el, presupune să te gândești la ceea ce îți spune și să pui întrebări pertinente care să te ajute să înțelegi cât mai bine ceea ce vrea să-ți comunice și care să arate empatie. Așa, asta sunt doar câteva acțiuni pe care, uh, care ajută la realizarea unei ascultări active. Termenul pe care Iacov îl folosește sugerează această ascultare care ia aminte, dar care înțelege, care tratează ascultarea cu mare seriozitate pentru că îi înțelege importanța. Când Iacov spune, știți prea bine, fraților, el nu face decât să le reamintească cât de importantă e ascultarea. Ascultare pe care audiența o înțelegea foarte bine. În Eclesiastul, citim capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nesăbuiților, căci ei nu știu că să săvârșesc un rău. Nu te grăbi să-ți deschizi gura și inima ta să nu se pripească să rostească ceva înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în ceruri, iar tu ești pe pământ, de aceea, cuvintele tale să fie cumpănite. Și vreau și eu să vă întreb în dimineața asta. Cum te apropii de Cuvânt? Tratezi tu timpul ăla cu cea mai mare seriozitate? Ce atitudine ai când Cuvântul lui Dumnezeu este predicat? Personal vă mărturisesc că nu de puține ori am falimentat la lucrul ăsta. Că în loc să am ambele urechi pregătite să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, una era îndreptată spre ușa de intrare, care tocmai s-a auzit și mă întrebam cine a întârziat. Și cea din stânga era către uh, un copil care foșnea un ambalaj de bomboană. În loc să nu întrerupe vorbitori, de multe ori m-am trezit că trebuie să-i spun lor ceva important. Fix atunci, că după aia uit. Fix atunci, când Cuvântul Domnului este predicat. În loc să construiesc în mintea mea întrebări pertinente care să mă conducă spre o înțelegere mai profundă la pasajul pe care îl studiem împreună și este predicat în mijlocul nostru, și să mă întreb oare Duhul Sfânt ce vrea să-mi vorbească în dimineața asta, mă întreb oare cât mai durează. Sau are ce zice, e parte din introducere, cuprins sau închei? Și sunt sigur că mulți dintre noi avem aceleași lupte. Avem aceleași lupte. Să ascultăm Cuvântul presupune să fim acolo, să fim atenți. Pentru că știm că ceea ce ni se spune este Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem responsabili să ascultăm cu băgare de seamă pentru că asta... Ne va ajuta și ne va conduce spre a putea fi împlinitori ai Cuvântului. Zice Iacov în versetul 22, fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători care se înșală singuri. Deci ascultarea, primirea Cuvântului, importantă și trebuie tratată ca atare. Dar lucrul ăsta nu suficient. e suficient. E o părticică. Ne spune Iacov că dacă doar ascultăm, doar suntem atenți acolo. Și rămânem cu atât. Ne păcălim. Ne înșelăm singuri. Și ca să înțelegem la ce face referire Iacov când vorbește despre împlinire, ne oferă o ilustrație pe care aș vrea să o recitesc. Versetul 23. Că și cine aude cuvântul și nu îl împlinește, seamănă cu un om care își privește chipul într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea de săvârșită, care este legea libertății, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în ceea ce face. Personal, întotdeauna m-am considerat ca fiind un creștin care împlinește cuvântul. Dar când am început să-mi analizez viața într-un mod mai serios, mi-am dat seama că, deși în anumite aspecte o duc bine și sunt ok, sunt multe alte domenii din viața mea în care falimentez, în care eșuiez. Și privind la cele două versete, am putea să credem că Iacov Vorbește despre două categorii de oameni, despre două persoane diferite. Și, uh, de exemplu, uh, putem crede că o persoană este uh, aude cuvântul și nu împlinește cuvântul, și altă persoană aude cuvântul și împlinește cuvântul. Și suntem tentați să credem uh, lucrul acesta pentru că privim într-un mod general. Și dacă, în general, considerăm că ascultăm și împlinim cuvântul atunci asigurăți din categoria asta. Da? Și îi punem în categoria pe oamenii ăia din lume, care aud cuvântul, aud uh, predicat și pentru pași da? dar ei nu împlinesc cuvântul. De obicei, ortodoxi, să zicem că sunt, sunt așa, că ei sunt doar, doar creștini cu vorbă, că ei zic că sunt ortodoxi, dar nu știu. Da? Dar nu e așa. Dacă ne uităm în profunzime, vom vedea faptul că tot noi putem fi caracterizați și de una și de cealaltă. În un, anumite aspecte, într-adevăr, să ascultăm cuvântul și să-l împlinim, dar în alte aspecte, să ascultăm cuvântul și să ne facem că plouă, la fel ca Ionel. Să nu împlinim cuvântul. Și Iacov face comparația dintre cuvânt și oglindă, pentru că Scriptura are acest rol atunci când privim în ea. Când ne adâncim privirile, ea ne arată cine suntem, cum suntem și nu numai atât, ne arată și cum trebuie să fim. Avem acasă o oglindă, am pus o la intrare, dar nu reflectă acurat a, realitatea. Dacă te uiți în ea, te face mai lat. Și a, pentru mine nu e o problemă. A, pentru mine nu e o problemă. Bucuria mea a fost că am luat-o la un preț mai bun. Dar pentru soția mea e o problemă. Și nu de puține ori mi-a spus că nu se poate uita în oglinda respectivă pentru că nu arată corect realitatea. Dar nu așa stau lucrurile cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când privim în El și nu vedem bine sau nu vedem cum trebuie, problema nu este la Cuvânt. Pentru că noi știm că El este fără greșeală, că El este curat, că El este perfect. Problema e la noi, care nu privim cum trebuie în Cuvânt. Nu ne raportăm cum trebuie. Sau poate nu îl credem suficient de relevant sau de puternic încât să ne lăsăm să ne schimbe felul în care ne vedem pe noi înșine. 1 Timotei 3 cu 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru acea disciplinare îndreptată, pentru ca cine? Omului Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună. Deci, Cuvântul lui Dumnezeu este manualul perfect și suficient pentru sfințire și pentru a putea face lucrări care sunt pe placul lui Dumnezeu. De ce avem oglindă în casă? De ce le punem de obicei aproape de ușa de ieșire? Sau le punem în, în locurile în care ne schimbăm, sau le punem în, în toate băile din casă? De ce le punem? Pentru că avem nevoie să vedem. Avem nevoie să vedem cum ne stă părul, dacă hainele se asortează, să vedem dacă suntem murdari. Așa mai departe, da? Folosim oglinda ca să vedem anumite aspecte care sunt urâte sau anumite defecte. De ce? Doar să le vedem și atât? Ah, ok, am o pată pe față. Am aflat lucrul ăsta. Fain. Nu, ca să le corectăm. Luăm repede un șervețel, luăm apă, ne spălăm pe față, da? Vedem defecte, vedem problemele și încercăm să le corectăm. Iacov ne spune că degeaba auzim cuvântul, îl citim, poate chiar îl studiem din scoarță în scoarță și devenim teologi specialiști. Dacă acel cuvânt este uitat și nu-și găsește împlinire în viața noastră, e degeaba. E exact ca și cum te-ai uitat într-o nouă oglindă. Vezi murdăria de pe față și fix acolo o lași. Și vii și te prezinți în fața tuturor cu acea pată pe față, fără să-ți pese. Și ca să vă dau un exemplu mai, mai, concret, să presupunem că ascultăm o predică. Și cuvântul Domnului ne-ar putea descoperi faptul că suntem zgârciți, că iubim banii și că nu avem o inimă generoasă. Noi știm că chemarea Scripturii e aceea de a, de a, fi darnici până la sacrificiu, să dăm din ce avem noi mai bun. Degeaba știm Că la asta ne cheamă Scriptura, dacă nu ne pocăim de păcatul nostru. Și dacă nu cerem Domnului ca să ne deschidă inima să putem dărui mai mult. Și vreau să accentuez aici transformarea inimii. Pentru că sunt multe, sunt multe situații când din inerție sau din obișnuință, din motivații greșite, respectăm Cuvântul Lui Dumnezeu. Săteam ieri la masă cu soția mea și mă gândeam, ne-am rugat înainte să mâncăm și mă gândeam cât de obișnuiți suntem cu obiceiul ăsta să mulțumim Domnului. Dar de multe ori, fuga, fuga, că mi-e foame. Da? Și în loc să manifestăm o recunoștință, o atitudine de închinare înaintea Lui Dumnezeu, că pe masă e o farfurie de mâncare pe care știi că Dumnezeu ți-a pus-o pe masă, ne-am obișnuit. Și facem lucrul ăsta... Împlinim cuvântul Lui Dumnezeu prin felul în care că ne rugăm și mulțumim Domnului. Dar în inima noastră nu e atitudine de închinare, nu e atitudine de mulțumire cu adevărat. Sau un exemplu ce l-am dat, da? am putea fi darnici pentru că cei din jurul nostru sunt darnici. Sau pentru că așa se face la noi în biserică, frate, așa se face. Ne-a pus să ne scriem, să dăm acolo cât dăm, să spunem, trebuie să dăm, da, n-am ce face. Și ajungem să dăruim și să dăm să ascultăm de cuvânt. Dar cu motivație greșită. Să nu plece dintr-o inimă care să simtă lucrul ăla. Să nu plece dintr-o inimă care să spună Doamne, mi-aș dori să dau mai mult. Atât am putut luna asta. Dar mi-aș dori să dau mai mult. Pentru că înțeleg că e lucrarea ta. Că pentru tine dau, pentru înaintarea Evangheliei. Observați? Diferența. Și ea o face referire la cuvântul lui Dumnezeu ca fiind legea desăvârșită. O lege care este fără greșeală. O lege care duce la adevărata libertate. Cu alte cuvinte, orice cuvânt care vine de la Dumnezeu și oferă o direcție, va duce cu siguranță la libertate. Dar ca acel cuvânt să ducă la libertate, el trebuie să ne schimbe inima întâi. Atât de multe Frustrări am auzit din partea credincioșilor care să zică M-am săturat să slujesc sau M-am săturat să fac lucrul ăla. Nu mai pot, nu mai vreau. De ce să fac? Alții de ce nu fac? De ce trebuie eu tot timpul să fac? De ce trebuie să mă închid eu tot timpul sala? De ce trebuie să stai eu ultimul? De ce trebuie duminică de duminică eu să uh, primesc oamenii? De ce trebuie să dau eu cafeaua duminică de duminică? Dar alții nu se găsesc. Dar de doi ani de zile numai eu sunt aici. Și nici măcar o mulțumesc frumos n-am primit. De câte ori nu suntem noi ăștia? Și știți de ce? Pentru că cuvântul nu transformat în inima noastră felul în care ne raportăm la slujire. Și în loc să ai atitudinea asta să vii să spui abia aștept Abia aștept să întind o mână să salut pe fratele meu. Abia aștept să-i dau o cafea pe care știu că am făcut-o bine, bună, ca să-l bucur pe fratele meu. Abia aștept să stau la stanță, să-i arăt fratele meu o carte, o carte care îl poate ajuta și pe el să crească tot mai mult. Abia aștept să împărtășesc cu fratele meu o încurajare, să nu o păstrez pentru mine, să o dau, pentru că știu că lucrul ăsta îl va ajuta îl va îmbucura. Observați ce diferență majoră la nivel de atitudine cu privire la aceleași lucruri. Cu privire la aceleași lucruri. Legea este grea, grea de împlinit atunci când ea nu-i nu parte din cine ce suntem. Când noi privim la Cuvântul lui Dumnezeu ca la un set de reguli ce trebuie să le îndeplinim. Noi nu avem cum să ne bucurăm în ea. Dar dacă regulile alea devin parte din ceea ce ne dorim noi, o vom face cu bucurie și vom experimenta libertate. Vom experimenta bucurie și vom face slujirea respectivă cu toată inima. Cu toată bucuria. De câte ori n-ați ascultat predici peste predici? Ați citit versete peste versete și nu s-a întâmplat nimic? Cel puțin în viața mea de prea multe ori. Dar n-am fost dispus să stărui în legea Domnului până când ia ce să facă? Să producă transformare în inima mea. Sau un timpul devoțional de acasă. Da? De câte ori n-ați păsit să citiți pentru că trebuie? Pentru că v-ați obișnuit cu un anumit program și rămâneți în urmă cu cititul dacă nu citiți. Sau poate că știi că vine joi sau vine și te întreabă la grupul mic ce ai citit din Biblie. Fără să veghem ca acel cuvânt să ne transforme inima. Să producă în inimile noastre transformarea pe care trebuie să producă, pe care Duhul Sfânt dorește să producă în inimile noastre. În Ezechiel 33 citim, Fiul omului, fii poporului tău vorbesc despre tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unii, unul alturea fiecare fratului său astfel, veniți vă rog și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul și vin la tine cu grămada. Cei din poporul meu se așează înaintea ta și ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc. Căci cu gura ei vorbesc atât de dulce, dar inima lor umblă după un câștig nedrept. Iată că tu ești pentru ei ca un cântărit plăcut, cu voce frumoasă, iscusit să cânte la instrumente cu coarde. Ei ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc deloc. Am plinit Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să-l împlinim, în primul rând, la nivel de inimă. Să lăsăm ca acel cuvânt să ne transforme. Dumnezeu n a intenționat niciodată să schimbe comportamente. Da? Știm lucrul ăsta tot mai bine în felul în care Domnul Isus a raportat la farisei. Da? Problema lor era că ei aveau grijă de ceea ce se vedea în exteriorul lor, nu în interiorul lor. Și Domnul Isus i-a mustat aspru. În Marcu 7-6, el le-a le răspuns. Ipocriților, bine a profețit Isaia despre voi, așa cum este scris poporul acesta. Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Suntem împlinitori ai cuvântului atunci când căutăm cu ardoare ca acel cuvânt să ne schimbe inima, nu comportamentul. Pentru că ceea ce se va vedea în exterior nu va fi decât o reflexie a ceea ce este în inima noastră. Și această transformare are loc atunci când ne adâncim privirile în cuvântul lui Dumnezeu. Când stăruim în el, când privim în legea de săvârșită. Atunci când ne uităm în oglindă în grabă, cel mai probabil vedem doar acele defecte majore. Dar dacă ne uităm sau dacă ne uităm de la o distanță prea mare, nu vedem, pentru că e prea îndepărtată, îndepărtată oglinda. Nu vedem toate defectele. Tot astfel și noi, dacă ne apropiem de cuvânt într-un mod superficial, trecem prin el așa, frunzărind sau poate prea distant, e posibil să nu vedem ceea ce trebuie să vedem. Verbul pe care îl folosește Iacov, va adânci, face referire la o persoană care se uită încercând să întrezărească ceva de la o distanță foarte mare. Ca și cum, ca atunci când uh, ești la fereastră și încerci de departe să faci o chimice, așa ca să îți clarifici imaginea care este la o distanță mai mare. Și apoi termenul va stărui presupune o consecvență, la? o perseverență față de cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că dacă vrem să fim împlinitori ai cuvântului, trebuie să ne străduim să vedem. Trebuie să ne dăm toate silințele, da? Și apoi să păstrăm acest obicei. Pentru că acel cuvânt va lucra în inima noastră. Acel cuvânt ne va transforma, acel cuvânt ne va face să ne găsim plăcerea în legea desăvârșită și în legea libertății. Și acțiunile noastre vor fi caracterizate de fericire pentru că le facem cum trebuie. Problema noastră e că nu avem răbdare. Noi citim acolo. Să nu minți. Gata. De mâine nu mai mint. Și te trezești că fix mâine mint. Dar noi nu avem răbdare. Nu venim înainte Domnului rugăciune. Doamne, am problema asta. Am păcatul ăsta. Când sunt pus la colț, îmi vine să mint. Îmi vine să spun adevărul. Doamne, eliberează-mă îndură lucrează la inima mea. Ai răbdare. Ai răbdare. Cuvântul lui Dumnezeu va deveni parte din existența noastră și va aduce libertate. Pentru că vom înțelege nu doar la nivel de minte că mânia nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Și vom ajunge să iubim modul de operare a lui Dumnezeu. Ascultarea de cuvânt nu va fi o povară nu va fi un chin. Vom înțelege că voia lui Dumnezeu este cea mai înțeleaptă, cea care ne poate produce cu adevărat fericire în faptele noastre. Chiar dacă asta înseamnă să tac atunci când mi se face o nedreptate. Sau poate să sufăr pierderi pentru că aleg să nu mint. Iacov concluzionează capitolul arătând că adevărata conduită creștină care este plăcută lui Dumnezeu ilustrează imaginea Evangheliei atât în exterior cât și în interior. Și acela care se axează doar pe exterior se înșală singur pentru că eforturile lui toate actele lui de caritate, toate faptele lui bune sunt în zadar. Să fii un om moral, să fii un om bun, nu te duce în rai, nu te duce în cer. Sunt atât de mulți oameni în lumea asta care fac tot felul de ritualuri, tot felul de acte de caritate, tot felul de fapte bune. Și mulți dintre ei nu-l cunosc pe Dumnezeu. Crezând într-un fel că făcând lucrurile astea, îl vor îmbuna pe Dumnezeu și poate, poate îi vor primi și pe ei. Stând de vorbă cu noi credincioși și întrebându-i unde se vor duce după moarte, n-ați primit deseori răspunsul ăsta? Nu știu. O vedea. Mai am de făcut fapte bune ca să văd dacă Domnul mă primește. Dar lucrurile nu stau astfel. Până nu rezolvăm problema păcatului din viața noastră, orice faptă bună pe care o facem este ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ele vin dintr-o inimă murdărită de păcat. Dar cuvântul adevărului ne-a oferit modalitatea prin care problema păcatului a fost rezolvată. Și ea poate fi valabilă și în dreptul tău dacă te întorci cu pocăință și credință la Domnul Isus, Cel care a purtat în locul nostru păcatele. Cel care a plătit în locul nostru pentru acea mânie dreaptă a lui Dumnezeu. Și asta e vestea bună în care trăim și noi astăzi. Căutând să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Și sub această Evanghele, omul din lăuntru este transformat, este modelat în așa fel încât să se vadă și în exterior. E foarte interesant că dintre toate lucrurile pe care le-a făcut Iacov spune cu privire la adevărata religie, el a ales să vorbească despre orfani și văduve. Și despre păzirea de a nu fi întinați de lume. Dacă ar fi să vă provoc în dimineața asta, să vă gândiți voi la o definiție, să completați voi următoarea propoziție. Religiozitatea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este aceasta. Ce ați spune? Care religiozitatea curată și neîntinată înaintea Tatăl? Să împlinim cele 10 porunci? Să dăm de mâncare la cei nevoi? Să avem o conduită bună în viață? Să venim la biserică duminică de duminică? Să slujim atunci când suntem programați? Care e acea religiozitate curată, plăcută, înaintea Domnului? Definiția pe care Iacov o are, are o profunzime extraordinară. În toată Scriptura, orfanii și văduvele sunt prezentați ca fiind cei în nevoie. Cei care sunt lipsiți de apărare. Și cei care... Uh, uh, nu pot face ceva cu privire la condiția în care se găsesc. A fi cu aminte la această categorie de oameni, de fapt înseamnă să demonstrez prin trăire imaginea Evangheliei. Evanghelia are răspuns până la urmă în viața celui care își vede nevoia disperată de, de Dumnezeu, care spune, Doamne, nu sunt în stare, nu am cum eu, prin ceea ce sunt, să fiu primit de Tine. Și tocmai asta e Evanghelia, asta e vestea bună, că vine și îți spune, tu nu trebuie să faci nimic. Hristos a făcut totul. Tu privește la Hristos, încrede-te în El, vină cu pocăință la El și El te va primi. Tot astfel, adevăratul credincios, cel care e beneficiarul Evangheliei, va manifesta aceeași dragoste. Spunea fratele Iosif, de dragostea de tată. Atunci când gustăm din această dragoste, vom răspunde în același fel vom întruchipa Evanghelia în exterior, exact așa cum noi am fost primiți. Iacov își cheamă audiența să nu se mai preocupe să împlinească dreptatea lui Dumnezeu prin a instiga la răscoală, la violență. Iacov le spune, focalizarea voastră e greșită. Nu este grija voastră să vă preocupați de nedreptăți. Judecatea Domnului, grija voastră este să arătați Evanghelia purtând de grijă celor care au nevoie, celor vulnerabili, celor care nu au niciun ajutor. Și nu doar atât. Grija voastră este să vă păstrați neintelați de lume, ceea ce înseamnă să nu vă lăsați corupți de lume. Să nu preluați gândirea lumii, să nu deveniți ca lumea, să nu vă lăsați pătați sau murdăriți de lume. Pentru că dacă vă lăsați pătați, veți fi tentați să manifestați o religiozitate care n-are de-a face cu adevărata credință. Trăirea în sfințenie și sfințirea este dovadă că credința ta este autentică. Și această trăire vine și este susținută prin cuvântul adevărului. Vă amintiți de Maria și Ionel? Oare de câte ori n-am fost noi în papucilor? Și n-am acționat la fel? N-am gândit la fel? Degeaba ascultăm cuvântul duminică de duminică și zilnic, la timpul nostru de părtășie, dacă acel cuvânt nu devine parte de noi. Să nu ne înșelăm, crezând că dacă doar ascultăm Cuvântul Lui Dumnezeu, vom putea să creștem în maturitate, noastră, să facem fapte vrednice de Evanghelia la care am fost chemați. Am pățit de multe ori să mă uit la un tutorial pe YouTube sau să citesc anumite instrucțiuni și imediat după ce am terminat de citit sau văd video, gata, știu ce o să fac. A, și în baza acelei ascultări sau citirii la prima vedere să mă apuc, să fac și să dar nu trebuie mult să-mi dau seama că bă, da, am uitat. Aici ce trebuia să fac? Aici cum trebuia să fac? Nu mai știu. Da? Ascultarea e importantă, dar doar să ascultăm nu e suficient. Acel cuvânt pe care îl ascultăm trebuie să-l să, să primim, să-ți găsească împlinirea în viețile noastre, de zi cu zi. Astăzi ai mai ascultat o predică. Problema nu e că nu ascultăm predici. Dacă vrem, ascultăm în fiecare zi câte una, două. Într-o săptămână putem asculta toate predicile de pe YouTube din România care s-au predicat în săptămâna precedentă. Problema nu e asta. Trebarea e ce vei face cu ce ai auzit. Ce vei face cu chemarea pe care ți-o lansează Duhul Sfânt în dimineața asta? O vei pune în bagajul cunoștințelor despre viața de credință și îți vei, vei vedea în continuare de drum? Sau vei poposi? Vei aprofunda vei medita la ceea ce ai auzit și vei cere Duhului Sfânt ca să-ți descopere acele domenii în viața ta care au nevoie de transformare, care au nevoie de puterea cuvântului. Îți descoperă cuvântul că ai mânie sau ură în inima ta? Că ești iute la vorbă sau certăreți? Poposește. Roagă-te. Pocăiește-te. Fraților, care ar fi păcatul din viața noastră, Trebuie să stăm față în față cu El, în lumina cuvântului și să nu plecăm din casă până nu produce cuvântul transformare în viețile noastre. A fi creștin nu înseamnă să venim duminica la biserică să ascultăm cuvântul. A fi creștin nu înseamnă să fii civilizat și să-ți saluți concetățenii cu bucurie. A fi creștin nu înseamnă nici măcar să Faci fapte bune. Case la oameni. Nu asta înseamnă să fii creștin. Da, astea sunt implicații. Sunt răspunsuri. Dar a fi creștin înseamnă să împlinești Cuvântul lui Dumnezeu. Și împlinirea, așa cum spuneam, începe de la inimă. Dacă în inima ta el nu-și găsește loc, degeaba manifeste în exterior un anumit comportament. Poți o zi, poți două, o săptămână, un an, dar îți vei da seama că eșuezi. Pentru că acel cuvânt, de fapt, nu ți-a transformat inima. Faci acel lucru din motivație greșite și asta nu-l onorează pe Dumnezeu. Haideți în dimineața asta să ne reamintim că e nevoie ca cuvântul Lui Dumnezeu să ne transforme inima și să manifestăm această dependență în de Dumnezeu. Am cântat la timpul de închinare avem nevoie de Dumnezeu, oricând, oriunde. Că fără El, nu putem face nimic. Am vrea să continuăm în acest gând și să manifestăm nevoia noastră pe Dumnezeu, mila Lui, revărsarea Lui de dragoste. Ca să ne ajute să fim împlinitori cu fapta. Să manifestăm credința care e în mintea și în inima noastră. Și aș vrea știu că la final nu mai era programat un cântec, dar aș vrea să chem din nou echipa de închinare în față și să mai cântăm o dată acest cântec. Să recunoaștem că fără intervenția Cuvântului Dumnezeu în viețile noastre, nu suntem cu absolut nimic diferit de lume. Că și din noi sunt porniri păcătoase, că și din noi mergem și ne îndreptăm spre, spre a face rău, spre a fi mânioși, a manifesta răutate. Dar slavă lui! Cuvântul lui Dumnezeu are putere, că El ne transformă viețile, că El lucrează și ne face în stare să facem lucrările Domnului. Haideți să ne ridicăm și să cântăm împreună cântarea asta.